Da, ne-am reîntors să mai și povestim un pic. Spuneam că astăzi omagem pe poetul nostru național Mihail Eminescu, numele la naștere Mihail Eminovici, născut pe 15 ianuarie 1850, Botoșani, spun cei de pe Wikipedia, și aici o întreagă discuție despre locul unde s-a născut Mihai Eminescu, marele nostru poet național, Mihai Eminescu, și bineînțeles în această ecuație intră și deja Dumbrăvenii care, pe bună dreptate, cred, pentru că am văzut niște materiale, și arogă, să spunem, ca și locație plecarea sau venirea lui Eminescu de acolo de sus, dintre stele, către noi. Și un Eminescu plecat înapoi către stele pe 27 iunie 1889, la 39 de ani. Poet, jurnalist de limbă română, vorbește despre el Eminescu, ci că a fost activ în societatea politică și literară Junimea, a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator, spune Wikipedia. A deranjat la un moment dat câtva lideri importanți ai vremii, atât timp când, în perioada când a lucrat la Timpul ca și jurnalist, și pentru că a avut o ideologie economică și o politică de conservatoare. Politicienii de la vreme au lansat un slogan celebru: ia mai opriți-l pe Eminescu ăsta. Un Eminescu, spuneam, astăzi în 15 ianuarie 1850, despre el vorbim. Se vor întâmpla în tot județul Suceava, spuneam, momente dedicate marelui poet, și asta pe bună dreptate. În Suceava, dacă e să vorbim despre ce se va întâmpla, spre exemplu, la Rădăuți, Ziua Culturii Naționale, omagiu pentru Mihai Eminescu la Rădăuți, sau acțiuni dedicate poetului Mihai Eminescu astăzi și la Gura Humorului, un pic de, poate, de delăsare a autorităților, bătaie de joc cu singurul bus al poetului Mihai Eminescu din municipiul Suceava. Semne de degradare sunt tot mai evidente de la an la an. Așteptăm momentul în care bustul, din apropierea cinematografului modern, se va ridica la înălțimea tuturor discursurilor de astăzi. Pete verzi, maro, murdărie, fisuri, infiltrații, bronzul folosit nu se pretează condițiilor de exterior. Pe soclu, pe partea cică din fața soclului, este amplasată o plachetă cu 4 versuri abia descifrabile și ele fără nimic din strălucirea de altădată. Versurile sunt din umbra lui Istrate Dabija Voievod. Suisem noaptea la Suceava pe ziduri vechi, cetatea undei, cum trece în lume toată slava, trecu, sic, transit, gloria mundi. Da, Eminescu, astăzi, 15 ianuarie, omagii aduse marelui poet dispărut dintre noi, poetului nostru național, marele poetul nostru național, Mihai Eminescu. Hai să vedem ce ne-a mai pregătit un picuț și presa de astăzi, pentru că sunt câteva lucruri care trebuiesc un picuț, poate, dezvoltate. O nouă investiție pregătită pentru spitalul din Suceava, documentația pentru înființarea unui compartiment de arși cu 15 paturi și 2 saloane de mari arși la spitalul de urgență din Suceava este deja finalizată. Pentru acest compartiment, care va avea și propria sală de operație, se supraînalță corpul de al spitalului deasupra laboratorului Sinevo, spune presa de astăzi. Spitalul va mai angaja chirurgi plasticieni pentru asigurarea liniei de gardă la chirurgie plastică. Investiții pe bandă rulantă la spitalul din Suceava, deja este o realitate, corpul, supraînălțarea de la cardiologie, care a făcut deja să avem o secție modernă, cu dotări moderne, atât de necesară,
va mai fi și policlinica, ambulatoriul, o clădire modernă cu 4 etaje, investiția, dacă vorbim la Arș, și lucrurile nu se opresc aici. Legătura dintre vechi și nou, vorbim de spitale, evident, pe sub bulevardul care tranzitează Suceava, va deveni, bineînțeles, și acolo o realitate. Se vorbește despre spitalul de pediatrie în curtea spitalului vechi. Acolo există un teren, suficient teren ca să se poată întâmpla așa ceva, și investițiile cu siguranță nu se vor opri aici. Și asta pentru că există un Consiliu Județean prin prisma președintele Gheorghe Flutur, care își dorește un manager la spitalul din Suceava, care la fel își dorește să dezvolte Suceava, să devină un spital măcar dacă nu regional, măcar de înaltă clasă, și care să ofere, evident, servicii medicale de calitate. Un nou director medical, doctorul Mircea Macovei, director medical al Spitalului Județean de Urgență din Suceava, și evident și noul purtător de cuvânt. Ok, ia să vedem noi ce să mai găsim noi aici. Uite, la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă de la Siret va funcționa o clasă de învățământ dual profesional. Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a precizat că această clasă va funcționa pentru parteneriat cu marile dezvoltatori din zona respectivă, situat între Siret, să spunem, și Rădăuți, e vorba de cei de la Eger. Primarul a explicat că viitoarea clasă pentru învățământul dual profesional se înființează la societatea acestei firme, iar elevii vor fi pregătiți pentru calificarea mecanică, utilaje și instalații în industrie. Pregătirea teoretică a elevilor se va desfășura la Colegiul Lațcu Vodă, iar cea practică se va desfășura în cadrul firmei care este partenerul autorităților locale de acolo, de la Siret. Și dacă vorbim de autorități, și dacă vorbim de ce ar trebui făcut, și dacă ar trebui, și dacă se va întâmpla ceva, subtitlul Perseverență, primarul Lungu vorbește din nou despre sala polivalentă și spune primarul Lungu că am primit garanții ferme că în acest an se vor realiza studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, a declarat primarul Ion Lungu. Subtitlul Perseverență, spuneam, materialul din pagina 3 din monitorul vorbește despre documentațiile actualizate pentru construirea sălii polivalente a Sucevei, depuse, evident, din nou la CNI. Bă, dar ce am făcut? Am depus-o, am retras-o, am depus-o, am retras-o, până când las-o brecă, merge așa. Părerea mea. Sala polivalentă a Sucevei urma să fie realizată cu 7.000 de locuri, între care 2.000 de locuri mobile. Tot luni primarul Ion Lungu a participat la București la Comitetul Director al Asociațiilor Municipiilor din România, unde au avut loc discuții legate de fundamentarea bugetului național pe 2019, în prezența reprezentanților Ministerului de Finanțe, al Ministerului Dezvoltării Regionale. Am insistat, spune primarul Lungu, în continuare pe repartizarea 60% din impozitul pe venit la administrațiile locale. Dumnealui a făcut și o vizită la Ministerul Dezvoltării Regionale, a discutat acolo despre implementarea proiectelor europene care vizează, evident, municipiul Suceava. Dacă nu mergi și dacă nu bași la ușă, cam așa e la noi, așa, dâmbovițean vorbind, nu obții nimic. Și bați la ușă, nu obții nimic. Dă rămite să mai aștepți așa liniștit pe modelul pică-pară mălăiață. Nu se poate, nu se poate. Trebuie să bați la ușă, în speranța că cineva îți va deschide, ba mai mult, te va pofti în casă și te va și omeni, vorbind, evident, despre guvern. Un guvern care, nici nu știu cum să-i spun, pentru care Suceava, din păcate, a devenit așa o bătaie de joc. Întreruperi ale furnizării căldurii și apei calde în casele rădăuțenilor. Ce spune aici? Un comunicat ambigu anunța că căldura și apa caldă urma să se întrerupă de luni 14 ianuarie până joi 17 ianuarie, însă noaptea de
sâmbătă spre duminică, furnizarea energiei termice a fost reluată, ceea ce a creat nedumerire pentru cei din Rădăuți. Ieri dimineață, atât apa caldă cât și căldura au fost din nou întrerupte. Dilema a fost rezolvată tot ieri, după ce directorul de la servicii comunale a făcut unele precizări. Ne cerem scuze pentru disconfortul pe care l-am creat în casele rădăuțenilor, însă în această, la această oră, era vorba de ziua de ieri la orele 17, furnizarea energiei termice și apei calde a fost reluată. Da, se întâmplă. Deci uite, căldura nu e căldura, uite, căldura nu e căldura. Mai sunt în continuare titluri, hai să vedem despre ce am mai putea discuta. Firmele sucevene sunt atenționate de către cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava de faptul că mai au puțin timp pentru a majora salariul minim. Atenționăm pe agenții economici că transmiterea revisală a modificărilor contractelor individuale de muncă survenite în urma majorării salariului minim brut pe țară garantată în plată trebuie făcută în termen de 20 de zile lucrătoare calculate începând cu data de 1 ianuarie 2019. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată s-a stabilit în bani fără a include sporuri și alte adaosuri la suma de 2080 de lei. Lunar pentru un program normal de lucru, în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 de lei pe oră. Deci mai e puțin timp, spuneam 20 de zile lucrătoare care au început să se deruleze deja începând de la data de 1 ianuarie 2019. Așa că dacă n-ați făcut-o, să o faceți cumva. Spuneam că urmează parlamentarele și uite, văd un titlu. Șeful PES activist România, Suceava, pardon, solicită stabilirea de criterii profesionale transparente la desemnarea candidaților pentru Parlamentul European. PES activist România este o structură asociativă a membrilor și simpatizanților social-democrați din România interesați de politica europeană creată în 2006. Nu mai pot. La poliția din Suceava discutăm zilele trecute că din nou se depun candidaturi, dosare pentru ocuparea postului de șef al Poliției Județene. Singurul candidat înscris pentru comanda Poliției Județene este comisarul șef Adrian Buga. Comisarul șef Adrian Buga, cel care conduce Poliția Suceava în momentul de față plin împuternicire, s-a înscris la concursul pentru ocuparea postului de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, cea mai importantă funcție din Poliția Județeană, din informațiile celor de la Monitorul. Este și singurul candidat, astfel care are nevoie doar de nota de trecere 7 pentru a ocupa definitiv funcția. Ci că drumarii își marchează centenarul anul 2019, centenarul Direcției Regionale în Drumul și Poduri. Ce a făcut ăștia? Potrivit decretului regal semnat în 1919 de către regele Ferdinand, fostele direcții județene de poduri și șosele au fost reorganizate în direcții de poduri și șosele, în direcțiuni de poduri și șosele. Și nu știu de ce vorbesc de asta, pentru că e vai de mama noastră atât la capitolul poduri cât și la capitolul șosele. Podul de la Verește, dintre Verești și Udește, a fost închis săptămâna trecută. Pentru că povestea cu restricționatul gabaritului nu a funcționat. Pe acolo circulau, evident, camioanele de mare tonaj. Nu puteau să o facă pentru că podul se rupe undeva de la o pilă, de la un pilon ceva la care nu s-a intervenit în trecut și sunt necesare acolo intervenții. Vor fi făcute cu siguranță, vremea însă nu permite intervenția deocamdată, în speță circulația a fost definitiv oprită pe acest pod. Am văzut un aici spuneam cod galben de vânt puternic și viscol în zona de Muntea Județului, pe creste vântul va sufla tare cu rafale de peste 100-120 de kilometri pe oră. Și pentru că suntem în Suceava și pentru că ne permitem orice și pentru că de ce rost are să clămpănim și să vorbim în fiecare dimineață dacă oricum nu facem nimic care să ne să ne protejeze.
cu permisul suspendat, ca să vezi despre ce vorbim, prins conducând o mașină cu ITP expirat și fără asigurare. Da, s-a întâmplat în Suceava. Și este vorba despre un cetățean 60 de ani undeva de la Dornești, care a condus în condițiile în care vi le-am spus eu. Deci permis suspendat, mașină cu ITP expirat și, bineînțeles, fără asigurare. Pe principiu, fac ce vrea mușchii mei. Doar că era vorba de un participant la trafic și lucrurile deja puteau, Doamne ferește, să degenereze. Se va întâmpla sau nu, vom vedea. Servicii de consiliere vocațională și stagii de practică pentru studenții și masteranzii de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, proiectul are ca obiectiv general, printre altele, dezvoltarea resurselor umane și stagii de creștere accesului la activitățile de învățare prin stagii de practică, astfel încât să fie facilitată inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare. Se vorbește ceva și despre fotbal. Am văzut aici, spre exemplu, băi, deci dacă vă interesează, dacă nu, ci că prostituția în Suceava o afacere înfloritoare cu sute de fete care se oferă în apartamente din oraș. E un titlu care apare pe prima pagină din Monitorul și care este dezvoltat. Adică dacă cine o să fie interesat, o să găsească aici, evident, ponturile, știți? Ăla cu care a plecat la preot să-i spună, părinte, l-a spovedit, părinte, tare am greșit, părinte. Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Ai ucis, ai furat, ai cu dar. Nu, părinte, știți, am greșit, am calcat. Zice, și la cine ai calcat strâmb? Ai fost poate la îndeal, la fătuc, așa și așa mai departe. Nu, zice, părinte, nu, am calcat strâmb. Băi, la cine ai fost? Spune-mi ca să știu, ca să-ți dau, să pot să-ți dau canonul. Ai fi fost la aia din vale și așa mai departe? Nu, părinte, na. Băi, zice, ai fi fost la aia, dar pe la mijlocenii Bârgăului, zic și eu, ai fost la aia, dar pe la mijloceni de undeva, zice, și așa, așa mai departe. Nu, părinte, am gafat, așa mai departe. Bine, uite, îți dau canon, îi dă canon și așa mai departe. Pleacă ăla fericit, sărind într-un picior de bucurie de la spovedanie, se întâlnește cu un prieten de-al lui și întreabă la bă, de ce te ești fericitare? Unde ai fost? Am fost la spovedit, așa. Și zice, și de ce ești așa bucuros? Zice, nu ți-o dat canon, ba la mi-a dat, zice, dar am aflat trei adrese noi. Știi? Cam așa e și cu povestea asta. Adică dacă vreți cu siguranță în ziarul de astăzi, pagina 20, o să găsiți lucruri interesante legate de afacerea înfloritoare cu fete care se oferă în apartamentele din Suceava. Să vedeți că nu vorbesc doar de dragul de a face gălăgie. Chiar e un material interesant care merită citit. Rușii lipoveni au schimbat anul, s-a întâmplat la Fălticeni, rușii polipomeni din Fălticeni vor avea o casă de cultură, copiii au adus vestea cea bună a nașterii Pruncului Sfânt, duminică 13 ianuarie, în ajunul anului nou, pe Litvechi, copiii rușilor lipoveni care învață în școlile din municipiul Fălticeni au susținut un recital de muzică și dansuri tradiționale lipovenești, iar la final au primit daruri de Moș Crăciun, spune presa despre manifestările generate de sărbătorirea Crăciunului, anului nou, de rit vechi. Accidente, parbriz, bătaie, răniți, animale eutanasiate, de toate găsim în presa de astăzi. Și evident, dacă o veți răsfoi, vă veți delecta așa cu ghilimele de rigoare despre tot ceea ce se întâmplă acolo, proiecte și acțiuni sociale organizate de protecția copilului Suceava, colaborări cu ONG-uri și instituții parteneri, e vorba de continuitate acolo, făcând referire evident la ceea ce se întâmplă deja în județul Suceava, pe linia protecției sociale. Și sub titlu economic, nu aș vrea să trec mai departe fără să vorbesc de cei de la finanțe care ne pregătesc, evident. Nu. De ce ne pregătesc ei, știe Vâlcov și cu Teodorovici, cu Dendi. Noi vorbim despre finanțele sucevene care organizează la Vatra Dornei o sesiune de informare după schemele de ajutor de stat care au fost adoptate în hotărâri de guvern 476 pe 2018, hotărâri de guvern 880 pe 2018, de modificare și completare a hotărârii de guvern 807 pe 2018.
14. Deci dacă vă interesează toate aceste lucruri, bineînțeles aveți aveți posibilitatea să vă să vă perfecționați în această zonă. Primăria Suceava își dorește să cumpere, ar putea cumpăra fostele garaje ale prestatorului de transport local de călători contra circa 500.000 de euro. Acestea au fost achiziționate de cei de la TASA după ce în 2005 finanțele publice le-au scos la licitație pentru recuperarea 46 de miliarde de lei vechi, debite pe care TPS, predecesoarea TPL, le avea la bugetul statului. Este o sumă apreciată drept pertinentă, nefiind un capăt de țară, a declarat primarul Ion Lungu, menționând că suma avansată în urma negocierilor va fi analizată de o comisie a Consiliului Local, evident, Suceava. Un simpozion dedicat sărbătorii Unirii Principatelor Române, 160 de ani de la Unirea Principatelor Române și de la crearea statului național unitar. Marți 22 ianuarie, ora 10, Centrul Militar Județean Suceava. Urmează 24 ianuarie, Hora Unirii și, bineînțeles, Marea Unire. Ok, euro cotat astăzi la 4,6771, dolar american la 4,0802. V-am spus deja de faptul că, despre faptul că euro se vinde, sau cel puțin asta spun, deja la peste 4,7. Iarna guvernanților, spune Emilianus, noaptea e spre dimineață, iar guvernul tot lucrează, dar cu vinul pus la gheață, guvernanții patinează. Nu e tare. 15 ianuarie 1568 a început din viață umanistul și istoricul Nicolaus Olahus. În 1622 s-a născut dramaturgul și actorul francez Molière. Iar în 1816 s-a născut politician american Philip Livingstone, autor al Declarației de Independență. Iar în 1894 s-a născut Ecaterina Teodoroiu, cunoscută ca și eroina de la Jiu, căzută în luptele de la Mărășește. 1929 s-a născut militantul pentru apărarea drepturilor civile ale populației de culoare, Martin Luther King, asasinat pe 4 aprilie 1968. Iar în 1937 a încetat din viață prozatorul Anton Holban. Și ca să fim să dăm cezarului ce al cezarului, 1850, 15 ianuarie, Mihai Eminescu, născut la vremea respectivă, Mihail Eminovici. Dragii mei, cam atât din presa de astăzi. Vă spuneam că de dimineață temperaturile sunt bune, avem un cod galben de vreme rea, în special în zona montană, așa pe creastă, vine cumva de la, da? De la ucraineni, coboară așa cumva în jos, merge de la oriental, curbură, merge spre meridionali. Vântul va putea ajunge undeva pe la 100-120 de kilometri pe oră. Este emis un cod galben, zăpada va fi spulberată. În majoritatea regiunilor local și temporar vor fi intensificarea ale vântului în general cu viteze la rafală de 45 la 55 de kilometri la oră, accentuând senzația de rece. Iar izolat și trecător, în special în Transilvania și Moldova, zăpada va fi spulberată. Pe parcursul zilei de miercuri, adică de mâine, în deosebire în zonele sudice și centrale, rafalele vor atinge pe arii restrânse 60-65 de kilometri la oră. Vântul, spuneam, la rafale, intervalul în Carpații meridionali, apol și în celelalte masive, 100-120 de kilometri la oră, viscolin și troienind zăpada și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. De dimineață erau minus 2 grade la Suceava, minus 3 la Humor, minus 3 cam în toate celelalte zone, vorbim de Rădăuți, Fălticeni, Târgu Neamț, Pașcani, un Botoșani undeva cu minus 1 grad, Muntele cu minus 10 grade, vorbim de Vatra Dornei, și minus 7 la Câmpul Lung Moldovenesc. Se mai încălzește și la Vatra Dornei și la Câmpul Lung Moldovenesc, undeva în jur de minus 7 grade la Vatra Dornei, undeva în jur de minus 6
grade pe la Câmpul Lung Moldovenesc pe timpul zilei. În restul zonelor, exceptând Botoșaniul, poate care merge undeva spre 0, spre 1 grad cu plus, celelalte zone vor fi undeva pe la minus 2, poate minus 3 grade sau așa, până pe la minus 2 grade, zonele de șes și deal, și pe seară șesul și dealul undeva pe la minus 5 grade, generic vorbind, muntele ajunge pe la minus 10 la Vatra Dornei și pe la minus 7 la Câmpul Lung Moldovenesc. Codul galben, despre el v-am spus, să aveți mare grijă de dumneavoastră, să aveți grijă unii de ceilalți, vorbim despre pietoni și despre șoferi, sau despre șoferi și pietoni. Rămâneți fideli programelor noastre, programelor Bucovina TV, și nu uitați, evident, să fiți frumos, să fiți la fel luni, marți, miercuri aici, la Bucovina Activ, cu mine. Dorel, la revedere!